Germania în anul 1993. Centrare în care Ultur dea lovitura de cap și oprim ocazie a celor de la Hunedoara. Excelent. Da, e liber la centrul careului Florin Dan. Minge pe colțul scurt, aceea schemă și resping însă cei de la Hunedoara. Onciu, sunt trei jucători pe linia porții. Direct pe poartă. Excelent, a respins Onciu. Zamfir scoate mingea la Bloj, la marginea careului, și face mingea pe stângul, trage și ocazie extrem, extrem de importantă pentru CSE Hunedoara. Minutul 34 la 16 metri. Doar Ciurcui în apropierea mijlocului terenului. Execută Hergi. Lovitură de cap, însă din nou pe lângă poartă și e doar Cimpoeșu la 20 de metri, trage Cimpoeșu, reține însă lefter în doi timp. Dec pe tizul său din atac, Florin Dan. Hergi, nu a fost offside, la Muscă pe 16 metri, șuta lui Muscă pe lângă poartă. Se duc la încălzire și Oltean și Busuioc. Toți oamenii care pot evolua astăzi în teren la încălzire, mai puțin Cobuzan. Savu la 16 metri, la Salcău, pe stângul Salcău trage, 1-0 pentru Turda. Eurogol marcat de Sebi Salcău, minutul 73. Cât de bine a finalizat Salcău, a ținut mingea acolo pe 16 metri și a trimis pe colțul lung. Excelent execuția lui Salcău. Minge acum pe partea stângă Ervin Bloj în duel cu Chiș. Își pune mingea pe stângul Bloj, centrare în care o respinge excelent Marcu. Pau la 16 metri, trage Pau, însă din nou puțin pe lângă poartă. Cioara. Centrare în care nu trebuie să greșească Onciu, iese și respinge. N-a reușit să șuteze acolo spre poartă Bloj. Un șut acum blocat și o minge fără probleme a lui Neacșu, reține Onciu.